Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru sâmbătă 6 februarie. Și acum hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, încă o arcană majoră, deci chiar săptămâna asta am avut în fiecare zi cel puțin o arcană majoră. O săptămână importantă, sper că ați profitat de toată această energie, dacă v-ați simțit copleșiți de toată această acumulare de planete în zodia vărsătorului și nu știți cum să o navigați mai bine, mă recomand să vă uitați la etalările pentru luna februarie, pentru că acolo, mai ales pe partea de horoscop, de astrologie, vă explic zi cu zi, eveniment astrologic cu eveniment astrologic, cum vă impactează acest lucru, la ce vă puteți aștepta la nivel global, dar și la nivel individual. Și pe urmă, cu etalarea de tarot, dau un substrat suplimentar de informații. Cei care n-ați văzut încă aceste videouri, le găsiți în colțul din dreapta sus. Este foarte important să vă uitați la ele pentru că această acumulare de energie pe vărsător nu trebuie să fie neapărat un lucru negativ. Dimpotrivă, dacă știți cum să navigați aceste energii, dacă știți cum să navigați evenimentele astrologice din această lună, puteți să aveți parte de niște rezultate spectaculoase, ca de poveste, să creșteți într-un an cât alții în 10, să evoluați într-o lună cât alții într-o viață. Dar trebuie să înțelegeți puțin energiile de fundal, ce se întâmplă la nivel planetar și să vă folosiți de aceste lucruri în beneficiul vostru, pentru că nu o să mai avem în curând o acumulare de atât de multe planete în vărsător. Atât Saturn, Marele Malefic, cât și Jupiter, Marele Benefic, profesorul care vrea să ne învețe cu orice preț lecția, și Jupiter, Marele Benefic, norocul, ajutorul divin, care stă acolo în umbră și e gata oricând să sară și să ne ajute să navigăm această perioadă. Și acum hai să vedem, pentru această zi de sâmbătă, avem aici, pe partea de dragoste, doiul de săbi, dificultăți, probleme, idei divergente, două puncte de vedere opuse, care vedeți stau aici în formă de X. Aceste gânduri diferite pe care le aveți voi față de partenerul sau partenera voastră, acționează ca un blocaj, un blocaj karmic sau poate chiar un blocaj fizic pentru unii dintre voi. Pentru o parte dintre voi, pe partea de dragoste, astăzi va trebui să faceți niște alegeri. Niște alegeri dificile, incomode. Niciuna dintre cele două opțiuni nu este varianta ideală, nu este varianta pe care vă doriți, dar nu mai puteți să continuați în acest fel, nu puteți să mai rămâneți în acest impas. Mai devreme sau mai târziu va trebui să luați o hotărâre și să treceți mai departe. Pentru o parte dintre voi, acest lucru poate să însemne dizolvarea relației. Pentru o parte dintre voi, acest lucru poate să însemne renunțarea la barierele pe care vi le-ați autoimpus și implicarea 100% în această relație. Pentru că atâta timp cât voi încă păstrați niște ziduri metaforice în jurul inimii voastre, atâta timp cât nu permiteți partenerului sau partenerei voastre să penetreze aceste apărări, să se apropie de voi, să vă vadă în adevărata voastră lumină, n-aveți cum să vă așteptați la o relație solidă, de durată, trainică. Dacă vreți relația ideală, va trebui să vă permiteți să fiți vulnerabil alături de partenerul sau partenera voastră. Mare atenție aici, dacă astăzi trebuie să aveți anumite conversații serioase, anumite conversații poate chiar incomode sau dureroase cu partenerul sau partenera voastră, încercați să faceți acest lucru într-un mod calm, echilibrat, nu ridicați tonul, nu vă certați, nu luați lucrurile personal și încercați tot timpul să vedeți și punctul de vedere al partenerului sau partenerei voastre. Pentru cei singuri, e posibil că astăzi să aveți două oferte, două opțiuni de viitori parteneri sau partenere, dar niciuna nu este varianta ideală și va trebui să vă hotărâți ce vreți. Preferați să fiți alături de o persoană care nu vă împlinește în toate planurile sau preferați să fiți singuri, să mai munciți asupra voastră și să așteptați acel partener ideal pe care îl aveți în mintea voastră. Ambele decizii sunt valide, depinde de ce vă doriți.
Pe partea de sănătate avem aici 8-ul de cupe, oportunități de schimbare, de transformare. Cu 8-ul de cupe va trebui să luați o decizie conștientă de a lăsa ceva în urmă și de a vă îndrepta către un viitor mai benefic pentru sănătatea voastră. Pentru o parte dintre voi va trebui să lăsați în urmă niște oameni toxici din viața voastră, care vă creează doar stres și probleme. Pentru o parte dintre voi e posibil să trească să lăsați în urmă un job, un loc de muncă sau o atitudine față de locul de muncă care vă cerea să dedicați prea mult timp, prea mult efort pe acest sector de viață și să neglijați celelalte părți ale vieții voastre. Pentru o parte dintre voi e posibil să trească să lăsați în urmă o viziune asupra vieții voastre. Poate v-ați dorit tot timpul să aveți mulți copii și din cauza unei probleme de sănătate, vă dați seama că nu puteți să vă mai îndepliniți acest vis. Orice ar fi, este foarte important aici să înțelegeți că oricât de mult v-ați dori să reveniți la varianta din trecut, să vă împliniți această viziune asupra vieții, aici avem o farfurie care s-a spart. Și oricât de mult vă chinuiți voi să o lipiți la loc, nu o să mai fie niciodată ca la început. Ați făcut tot ce ați putut ca să încercați să salvați această situație și acum e important să știți când e momentul să renunțați și să vă puneți pe voi pe primul loc. Pentru cei care ați mers vreodată cu avionul, țineți minte ce vă spun însoțitoarele de zbor în trainingul de la început. Dacă se depresurizează cabina, trebuie mai întâi să vă puneți voi masca de oxigen și pe urmă să-i ajutați pe cei din jurul vostru. Exact acesta este și mesajul acestui 8 de cupe. Puneți-vă voi masca de oxigen și de-abia pe urmă veți putea să-i ajutați și pe ceilalți. Hai să mergem mai departe. Pe sectorul de bani, carieră, situație financiară avem soarele. Cartea care în tarot reprezintă zodia leului, una dintre cele mai pozitive arcane majore din tot tarotul. Va fi o zi foarte frumoasă pentru lei și gemeni, dar și pentru celelalte zodii de aer și de foc, pentru balanțe, vărsători, berbeci și săgetători. Pentru toată lumea, astăzi ar fi o zi ideală să vă planificați următoarea vacanță, următorul concediu, următorul eveniment fericit din familie, să vă gândiți puțin la viitor, pentru că acest lucru o să vă încarce bateriile. O zi foarte bună pentru cei care operează în domenii creative, pentru toți artiștii, arhitecții, designerii, creatorii de modă, scriitorii, pictorii, sculptorii, compozitorii, pentru toată lumea care accesează această sursă de creativitate copilărească oarecum din interiorul lor pentru a-și îndeplini viziunea lor în artă, în afaceri, în investiții. Toate proiectele începute astăzi, posibile investiții, posibile colaborări sunt foarte bine aspectate, o să vă aducă foarte multă fericire și împlinire și o să se desfășoare mai ușor decât v-ați așteptat, cu mai puțin efort din partea voastră decât v-ați fi așteptat. O zi foarte bună pentru networking, pentru a vorbi cu cât mai mulți oameni, pentru a discuta, pentru a schimba idei, concepte, păreri. Mare atenție la posibile tendințe de a cheltui mai mulți bani decât ați plănuit, pentru că aici cu soarele abundența pare nelimitată și riscați să cheltuiți acum toți banii pe care aveți în cont, pentru că vă simțiți optimiști, vă simțiți fericiți și energia generală este una de abundență nelimitată. Toate acestea e bine, mai ales pe partea asta de finanțe, să vă impuneți voi totuși niște limite, da? Să nu săriți calul. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, să dați un like acestui video. Hai să scoatem mesajul pentru această zi, pentru toată lumea. Sunt îndeajuns de bun. Nu sunt limitat de convingerile vechi și limitative ale familiei mele sau ale societății. Un mesaj foarte frumos, nu vă lăsați limitați nici de propria gândire și cu atât mai puțin de limitele celor din jurul vostru, pentru că noi suntem aici pe pământ pe un traseu de evoluție, de creștere și
este foarte important să ne adaptăm, să profităm de toate oportunitățile pe care noul și viitorul ni le aduc în viața noastră. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!